Parlamentarii schimbă regulamentul după desele scandaluri provocate de senatoarea Diana Șoșoacă. Aleșii cu atitudini agresive sau limbaj nepotrivit în plen pot rămâne fără jumătate din indemnizație pe 6 luni, dar și fără mașina de serviciu. Dezbaterea a provocat un nou val de atacuri. Pe mine nu mă oprește decât Dumnezeu! Votul pentru sancționarea circului din Parlamentul României s-a lăsat cu un nou scandal în plenul reunit. Nu e nicio satisfacție, nu avem nicio plăcere atunci când trebuie să sancționăm colegi parlamentari. Ești nesatisfăcut, ești abuzat rău de tot. Nu este o măsură nici anti o doamnă senator, nici anti un grup parlamentar extremist sau mai puțin extremist. Este împotriva huliganismului, a mahalagismului și a atitudinilor agresive și extremiste. Vai de capul vostru de satane ce sunteți! Nu vă e rușine! Apropierea de Putin v-a speriat? Este o lege anti-Șoșoacă. Senatoarea a găsit sprijin printre parlamentarii AUR și ceilalți neafiliați. Asta vreți? Vreți să puneți pumnul în gură opoziției? Dacă dumneavoastră considerați că o să ne opriți, vă înșelați. Modificările regulamentului au fost atacate și de USR. Aveți și dumneavoastră comportamente de tip Șoșoacă în grupul dumneavoastră PSD și nu luați măsuri. Păi cine a încurcat vreodată un banner? N-a fost nimeni jignit de vreun banner? Nu interzicem live-urile. Trebuie să respectați niște reguli de bun simț și să stați acolo unde aveți sectorul repartizat. Nu să veniți să băgați telefonul în ochii colegilor. După dezbaterile aprinse, regulamentul a fost adoptat cu 264 de voturi pentru, 36 împotrivă și 61 de abțineri. Noul regulament prevede diminuarea cu până la 50% a indemnizațiilor parlamentarilor care au un comportament neadecvat în plen. Perioada este de până la 6 luni. Aceeași sancțiune se aplică și pentru cei care vin cu banere sau folosesc cardul electronic de vot al unui alt parlamentar. Mai mult, parlamentarii vizați vor putea lua cuvântul doar 10 secunde în plenul comun al Camerei Deputaților și Senatului și li se va retrage mașina de serviciu. Să-mi ia banii! Să-mi ia timpul, eu oricum vorbesc. Până acum doar în Camera Deputaților erau sancțiuni pentru comportament neadecvat.